Acest autoportret a fost lovit în plin de gloanțele Revoluției din 1989, străpuns în zona mâinilor. Astăzi, lucrarea se află în expunerea permanentă a Galeriei de Artă Românească Modernă. Adevărul pe care îl aflăm despre suferința acestei lucrări rezonează cu noi, privitorii de astăzi, știind că un autoportret este oglinda autorului. Motiv de analiză și de introspecție, lucrarea pune astfel un stop cadru pe timp. Pentru salvarea lucrării a fost nevoie de parcurgerea mai multor etape, pornind de la analiza fizico-chimică și reconstruiri și completări ale pânzei găurite, până la reintegrările cromatice, unde este nevoie atât de cunoașterea operei artistului, cât poate și a personalității acestuia, spre a înțelege gestul și gândirea picturală. Fascinant, nu-i așa? Dar asta nu este tot. Reintegrarea cromatică este etapa cea mai încărcată de emoție, iar pentru aceasta este nevoie de empatie, dialog, simț și protecție.